La mulți ani, dragi femei! Astăzi este ziua femeilor și a mămicilor, o zi minunată în care ele se simt prețuite și înfloritoare, mai ales atunci când familiile lor le iubesc necondiționat. Personal, eu m-am gândit să-i ofer mamei mele un cadou diferit, un machiaj deosebit, care să o facă să se simtă rafinată, fericită. Noi ne-am distrat, am râs și ne-am simțit excelent la acest tutorial. Sper ca și voi să aveți parte de aceste momente apropiate cu mama voastră. Dar totuși, ce-ar fi dacă de ziua mamei ți-ai machia mama? Mămica mea are o piele frumoasă și asta pentru că de mulți ani ea are grijă să se demacheze și să-și aplice o cremă specifică tenului ei, pe fiecare seară și dimineață. Ea are 48 de ani, însă pare cu cel puțin 10 ani mai tânără și asta nu o spun doar pentru că este mama mea. Tenul ei este unul matur, iar acesta prezintă câteva caracteristici generale specifice. Pierderea tonusului și a fermității, apariția ridurilor fine sau profunde, poate dezvolta hiperpigmentare și este cel mai adesea un ten uscat. Folosesc baza bronzantă de la Laura Mercier pentru a neutraliza culoarea petelor mai închise la culoare, dar și pentru a căpăta o strălucire frumoasă. Testez culoarea cremei BB cu degetul pe obrazul ei până când acesta se pierde vizual în piele. Înseamnă că această nuanță este perfectă pentru ea. Fondul de ten trebuie să fie hidratant și cu o acoperire mică spre medie cu o formulă cât mai lejeră. Combin cu un alt BB cream de la Too Faced și adaug părților proeminente pe care pică în mod normal lumina, puțină luminozitate. Este normal ca la această vârstă cearcănele să fie mai pronunțate, astfel că aplic un anticearcăn de culoarea somonului pentru a-i da puțină culoare pielei. Revin cu un alt anticearcăn mai cremos și cu două nuanțe mai deschis, deoarece știu că odată ce voi pune pudra, se va matifia și culoarea se va redresa. Un sfat util: aplicați în zonele roșii ale feței și la colțurile gurii, dar să puneți o cantitate mică, astfel ridurile vor ieși mult în evidență. Prea multă pudră poate face ca tenul să arate îmbâxit, mai ales dacă o vei folosi în exces pe întreaga față. Uniformizez cu degetul anticearcănul care s-a strâns deja în pliurile ochilor și presez gentil pudra liberă cu o pensulă pufoasă și moale. Recomand o pudră tip pulbere transparentă, cum ar fi cea de la Makeup Forever HD. Creionul de contouring bronzer de la Kiko este incredibil, merge de minune în orice situație. Oferă umbre foarte naturale dacă este bine blenduit, culoarea sa este perfectă. Adaug câteva presări ușoare de pudră pentru fixarea machiajului. În timp, mimica sprâncenelor se mai modifică, așadar este bine să-i accentuezi forma lor având ochii închiși, relaxați. Când îi va deschide, revii cu un retuș acolo unde mai este nevoie. La persoanele blonde, culoarea trebuie să fie de un cachi deschis sau un bej maroniu în funcție de culoarea părului. Cu ajutorul unei pensule plate tăiată oblic, trasez linii scurte, finuțe, în direcția de creștere a firelor naturale. Baza mea este ușor gri, așa că voi da puțină culoare cu fardul de sprâncene duo de la Anastasia Beverly Hills. Ploapele devin mai uleioase odată cu trecerea pragului de 25 de ani, iar fardurile se pot strânge în pliu, dar putem evita acest lucru cu un primer bun de ochi. Baza cerată de la SLA necesită și puțină pudră pentru a nu fi prea grasă. Consider că ochii adânciți sunt mai norocoși, pentru că încă îi mai poți contura cu iubitul eyeliner. Încep cu pasul de a-i contura ușor exteriorul ploapelor inferioare, pentru a-i recrea umbra sa naturală, ceva mai accentuat. Blenduirea trebuie făcută cu răbdare, fără prea mult produs și aspectul trebuie să rămână fără urme. În cazul ochilor adânciți, fartul mat și deschis la culoare va deschide privirea, mai ales când acesta este pus la colțul intern și pe centrul ploapei mobile. Mama mea arată spectaculos de bine când privirea este intensificată cu un negru, în ciuda faptului că acesta este de evitat la femeile cu o vârstă mai înaintată. Folosesc un creion negru pe suprafața internă a ploapei. Deja privirea ei capătă acea nuanță de bucurie și atenția dorită. Acest creion Kohl Mica Jal este atât de negru încât este absolut perfect pentru a-l fixa între gene cu o pensulă de conturare a ochilor. Încep să construiesc linia eyelinerului. De ce spun construiesc? Cu cât pielea este mai moale și mai cutată, cu atât este mai dificil să-l pliez pe forma ochiului. De obicei, în cazul acesta, am observat că ceilalți artiști se limitează cu el decât până la exteriorul ochiului. Eu însă vreau să îndrăznesc și să reușesc ca acesta să-mi iasă ideal. Am ales acest creion de la Astor deoarece are o textură mai seacă, ce îmi permite un control mai mare asupra pașilor mărunți. Machiajul ei are la bază machiajul italian, cel purtat de Sophia Loren. Estompez irregularitatea creionului cu un far maroniu pentru un efect soft și elegant al eyelinerului. În plus, machiajul devine mult mai rezistent. Iubesc look-ul acesta. Întăresc culoarea cu un negru deosebit din gama nouă de farduri, refil de la Makeup Forever. Datorită formulei sale magice gel pudră, acesta oferă un aspect satinat, chiar puțin wet, ceea ce este minunat. Adaug luminozitate în interiorul ochiului cu un fard bej de la MAC. Mama mea are gene foarte frumoase deja, dar eu îi le voi îmbogăți cu puțin volum și alungire datorită rimelului meu preferat Dior Show Iconic Overcurl. Ridicați ploapa superioară în așa fel încât rimelul să vă atingă degetul, deoarece evitați murdărirea ploapei. Dacă totuși rimelul a ajuns acolo unde nu trebuia, lăsați să se usuce și apoi ștergeți pe deasupra cu un bețigaș, va fi ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Maschez pliul ei adâncit cu un bej deschis pentru a scoate în lumina acea parte a ochiului. Pentru că este blondă și cu un ten măsliniu, strălucirea cu particule aurii îi va defini pomeții radioși. Pomeții vor prinde culoare și se vor înviora cu textura cremoasă de la Chanel, un roz cald și foarte potrivit pentru tenul matur. Deși scobitura obrajilor este evidentă la ea, conturez cu un strop de pudră bronzantă de la Bourjois. În timp, buzele se subțiază, așa că nuanțele care trebuie abordate sunt cele calde, naturale, roz piersicii. Este indicată folosirea unui creion de buze pentru a evita ca rujul să se întindă în micile riduri. Creionul Strip Down de la MAC are culoarea frapeului și va constitui o bază cremoasă pentru rujul ce îl voi pune. Nuanța Instigator de la ColourPop este delicioasă. Împreună cu creionul rezultă o culoare vioaie și un efect de mărire a buzelor. În plus, aceasta îi va sta toată ziua pe buze. Machiajul este gata! Cât de frumoasă poate să fie mămica mea! Mi-a fost și încă este un model de o frumusețe rară în viața mea. Ea nu s-a lăsat niciodată învinsă de trecerea anilor, din contră a căpătat o frumusețe interioară înțeleaptă, știu asta din toate sfaturile prielnice pe care mi le dă. Sper să vă placă, vă doresc o zi fabuloasă cu mămicile voastre. Vă pup! Mua!